sunt, vreau să-mi prezint, numele este Gabriel Gherghe și vă mulțumesc că ați venit un număr atât de mare în această seară și cred că meritați o oră de aplauze pentru voi, că ați ieșit din casă. Acum hai să ne cunoaștem puțin. Eu sunt din Vrancea deloc, poate ați trecut pe acolo. Vrancea este situată în Moldova, pentru cei care nu au noțiuni foarte vaste de geografie. Și eu fac parte din prima categorie de moldoveni, sunt curios dacă mai avem în sală, moldovenii care sunt mândri că-s din Moldova. Majoritate. Există a doua categorie însă, moldoveni care pleacă din Moldova. Se duc să-și caute o viață mai bună. Pleacă Timișoara, Cluj, București, mulți se duc în București. Că o zi înainte erau moldoveni pur sânge, ajung acolo, zici că uite de unde au plecat. Și imită foarte ușor accentul. Ajunge în București, ce faci, frățică? Faceți noi o combinație, că am două telefoane. Bă, tu nu erai din Bacău, nu, frate, eu sunt Rahova, născut aici. Bine, până se îmbată când s-a îmbătat un moldovean, nu mai imită niciun accent. Țapă, de bea, te chies, dar mă, ia mâna că-i bierea mea aceea. Ia mâna că te tai. Am avut spectacol în București, era o masă în față, patru băieți, mi-am dat seama că-s din Moldova, fără să vorbesc cu ei, că n-a început show-ul, dar fiecare a comandat câte 10 beri de om. Pe principiu, adulii de la început, că eu după 8 beri nu mai pot să mai comand. I-am lăsat în pace, am vorbit cu oamenii un pic, când mă uit, după un sfert de oră de lei, dar masă curgea pișat pe scenă. Ba, era în spate, plătiseră bilet, n-au vrut să piardă glumele. Și atunci am prins un pic de curaj și le-am zis, bă, băieți, nu vă supărați, dar din ce zona Moldovei sunteți? Bă, ești din Moldova, din Ardeal, din Banat, din Muntenia, de oriunde ai fi, trebuie să fii mândru de originea ta. Sunteți de acord? Normal. Bine, în vestul țării recunosc că merg cu spectacol, acolo am emoții. Am avut spectacol în Arad, am intrat în sală, a spus că din Moldova, s-a făcut liniște că la priveghi în sală. Auzeam voci din spate, nu, cred că e spectacol caritabil. Efectiv s-au despărțit așa cerurile, le coborâse o rază de milă în ochi de la Dumnezeu. Toți erau, a, tu chiar ești din Moldova? E sărăcie mare acolo. Ți-e foame? Vrei un sandwich? Eu am luat sandwich și am zis, bă, dar prost, așa mă învăța bunica mea să nu refuz nimic. Un sandwich primit e un sandwich primit, corect? M-a deranjat mai mult al doilea băiat, care după spectacol a venit să facem poză și mi-a zis, a, ești din Moldova, aveți violuri acolo. Voi ați râs, el era serios. El în Arada asta credea că doar la noi în Moldova mai sunt violuri. În restul țării au dispărut, Moldova noastră e un fel de rezervație naturală de violuri. Știm cu toții că de asta mai vin turiști. Vizitează mănăstirile în Bucovina și apoi merg să vadă cum se perechează babele live. Bine, acum e și un pic meritul nostru. Știți de ce, știți de ce mulți oameni asociază Moldova cu violurile în țară? Știți acum este meritul sau vina, după cum vreți să punem? Bravo, ia uite un băiat mândru. Eu nu mă uit la vârstă. Bă, voi ați văzut? Ai dreptate, ați văzut ce departament de marketing există pe violuri în Vaslui? Orice viol apare la ProTV, Vaslui. Bă, dar nu-i și unul în Cluj care mai fute o babă din cărnicat? Bă, măcar o dată pe an. Ar vrea, dar nu poate, că vede baba-i nou, vino să ceartă. Ia uite-o fugit. O lasă, fută-te Dumnezeu de acum, că eu n-alerg după tine. La noi, Moldova, nu sunt violatori, sunt oameni mai energici. A băut rachiul la Duracell, trebuie să scoate energia cumva din el. Nu știu în seara asta dacă avem în sală copii, mă refer, adică sub 12 ani acolo, cred că încă e copilărie. După 14 ani sus e mai ok. Avem în sală, să aplaude dacă sunt copii sub 12 ani în sală. Vă mulțumesc din suflet, mă bucur că nu sunt, că e o mod acum în țară, din ce în ce mai mulți părinți, asta crede că e ok. Hai cu copilul la stand. Ce poate să fie rău? Lasă-mă, te înveți cu ea de mic, hai! În Oradea nu începuse spectacol, o doamnă a venit cărască unele de plastic cu Hello Kitty, le-a pus așa în fața scenei. Zice, veniți, pruncilor, stați aici, în față, lângă nene. Doamnă, dar de ce i-a spus aici, în față? Zice, că vorbează la noi, zice, ca să audă mai bine! Că ce poți să vrei de la un copil de 5 ani la stand-up decât să audă mai bine, nu?
Dar ați pune întrebări acasă după spectacol. Te duci cu el, o să fie acolo, mami, dar ce e aia pula? Mami, pula e o floare. E o floare rară, că n-am mai văzut-o, mama. Floare de colț, să-i spunem. Ia uite, mai sunt și prin sală care n-au mai văzut-o. E normal, nu râdeți. Avem părinți în sală, oameni care au copii, de-aia au lăsat acasă, nu i-au luat la spectacol. Îi rog să aplaude. Părinții chiar merită aplauze. Apreciez, bravo. E adevărat că se schimbă viața când apare un copil într-o familie? Se schimbă. Ești mai greu în oraș. La început e bucuria aia. Dacă ești tată și ești băiat, te uiți. Mâncă-l-ar tăi. După aia începi să faci calcule. Ești scutece, lapte praf, vaccin, iPhone 10. Ești futu-ți crucea, măte de copil. Și trebuie să accesăm fonduri europene să-l creștem peste. Dar ai bucurie că e bucățică din tine. Eu am un prieten căruia s-a schimbat viața într-un mod un pic inedit după ce a apărut un copil la el în familie. El e genul de om care e foarte violent verbal în trafic. Mai sunt printre dumneavoastră? Da. Știți oamenii aia care când sunt pietoni merg pe jos și zic he, o zi bună! Cum intră în mașină, intră și dracul în el? Toți morții, măti! Toți gura, măti, cu BMW-ul, măti! Dar n-ai semnalit... Nu, că dau geamul jos, că are Logan de obicei. Eu cred sincer că Loganul la varianta cea mai ieftină vine cu satana în pachetul de opționale când îl cumperi. Te-ai urcat în mașină, apare dracu. Puh, hai cu aia, n-ai abez, dai Dumnezei, dă-i cu ei în oameni, hai. Așa-ți croiești loc. Prioritatea de Logan. Și ele... Îmi cer scuze, am văzut în sală câțiva. Dacă sunt posesori de Logan în sală, să nu vă simți jigniți că am specificat Loganul varianta cea mai ieftină. Nu varianta premium, ăla cu tetiere. Dai un ban, dai pe ce să pui capul. Cele mai urâte înjurături pe care le-am auzit în viața mea, nu le-am auzit nici pe stadion, nici la stand-up, le-am auzit de la prietenul ăsta al meu în timp ce își conduce Loganul prin București. Nu vreți să știți ce la gura lui. De una jumătate a apărut o fetiță la ei în familie și recent eram cu el în mașină, eu în dreapta, el la volan, copilul în spate prins în scaunelul ăla cu chinci. Exact. Cine a inventat scaunul la copil? Adică la un om mare ajunge o centură peste dita mai burta și la copil are nevoie de patru, prinde-l bine că se zbate asta. Pune și bodnița că vorbește mult ca măsc. Și se bagă în fața lui un băiat cu un BMW regulamentar, fără semnalizare și îl văd pe prietenul meu Mihai cum face. Ce mă Mihai, dar nu mai înjuri? Ce nu mai poți să înjuri? Copilul în spate. Și aude toate prostiile, rămân în cap și o să-i strig viitor. Mie nu mi se pare cinstit. Eu cred că oamenii care fac copii găsi din ce în ce mai puțin în țara asta. Ați văzut cum s-a dus natalitatea. Nu că ar trebui medaliați de la primărie când fac copilul. Ar trebui la naștere să vină medicul așa cu un plic sigilat pe care să scrie secret, să-l dea așa. Care să conțină niște înjurături speciale pe care să le poți da de față cu copilul. Ești în mașină, se bagă la cu BMW-ul fără semnalizare, ești luat-o și familia. Pădurea fermecată și de-alea să sugă macadele. Și zi lumăta că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, știe ea. Ajunge acasă, mamele întreabă tot timpul. Vine acasă, ea spune, mama, m-am înjurat actul. N-am înjurat, a spus o poveste. Trebuie să știi cum să împachetezi informația să nu se prindă. Asta ne doare cumva. Să nu știe copilul. Tu vrei să faci, dar să nu știe copilul. Copilul tău să creadă că ești un sfânt. Ia, te tăti cu un joc. Bine, eu cred că în ziua de astăzi, oricum, copiii sunt mult mai norocoși decât am fost noi. Sau decât am fost eu, cel puțin. Pentru că eu nu am fost crescut la țară. Mai avem în seara asta oameni care au fost crescuți la țară când erau mici? Cam un sfert de sală. Restul s-au mutat din New York în Vaslui. Erau pe aici. Au trecut, ia uite mă, aer curat. Ne mutăm. Am și exagerat un pic când am spus că am fost crescut la țară. Că la țară nu te creștea nimeni. La țară aveai două opțiuni, creșteai sau mureai, e alegerea ta. Noi eram trei frați, ne scotea dimineața bunica în fața ușii, era de asta făcut măta trei, unul se întoarce până seara. Dar nu veni să cereți mâncare, scurmați ca găinile.
cum părinții își cresc copiii urmând noțiuni de parenting. Ați auzit de parenting, nu? Eram în mașină și era la radio o doamnă psiholog care spunea: trebuie să vorbești cu copilul tău de când e în burtic. Ați vorbit, doamnă, când aveați copil în burtic? Se creează o legătură cu el. Bă, copilul ăla în lichidul ăla în burtă n-aude nimic. Bă, vorbește una aiurea afară, sper să nu fie mama. Trebuie să vorbești cu el și când e mic. Vorbea o doamnă cu un copil, avea, cred că, maxim 2 ani. Abia se ținea pe picioare într-o stație de autobuz și spunea: mamă, tu să-ți urmezi visele în viață. Că o să ajungi un om mare care o să schimbe lumea. Învață să schimbe scute, cum trebuie. Și apoi lumea, o luăm cu pași mici. Plus de asta, nu e ok să pui presiune pe copil. Corect? Că nu toți ajungem neurochirurgi sau astronauți. Trebuie să iasă și un casier la Lidl dintre noi. Te uiți un pic în ochii copilului. Dacă auzi bipul, pup, mamă, ce al tău e pus la casă. Hai, fugi. La joacă puișor, nu-i stres cu tine. N-aveți voie să vă bateți copilul? Știați asta, doamnă? Câți anișori are copilul? 4 anișori. Știți că n-aveți voie să-l bateți, nu? E... nu știi vorba aia din Străbun. Eu te-am făcut, eu te-o mort. N-aveți voie, doamnă, există poliția copilului. Am învățat să vorbească, sună la poliția copilului, imediat vin ăștia, sună acolo. Alea, mă omoară, mama mea. M-a legat de caloriferul. Așa-s copiii, exagerează. O să vină poliția copilului, vă arestează, o bagă la pușcăria copilului. Nu știu ce-ți facă ea acolo. Bune, să te lasă să mergi de-am, pe jucării, uitate de-am pulea prin casă. Că asta e răzbunare de la copii. Pe vremea noastră nu exista parenting, n-aveam telefonul copilului. Mama, dacă ne vedea că ne băteam între frați, fiind trei băieți, se întâmpla destul de des să ne mai batem între frați. Puneți că v-ați bătut și voi chiar și cu surorile, doar cu frații. Mama, că ne vedea că ne băteam, venea ea repede să ne despartă cu o metodă de om matur și ne bătea mai tare până ne opream. La mama parenting era scris pe palme, era: vine parenting-ul, potoliți-vă că vă ia mama dracului. Psihologia aplicată fac cu voi. Singura șansă ca mama să se oprească din bătut, neavând telefonul copilului, era să țipăm suficient de tare să audă vecinii, mama se oprea de rușinea lor, nu de dragul nostru. Dar nici ea nu era proastă, că era: pleacă ăștia mâine la muncă, ați belit-o cu mine. Vă bat pentru o săptămână, cura mamei voastre de copii. Noi ne bucuram că a mai scăpat o zi, lasă mâine mama, să nu ne bați. Și dacă v-ați bătut cu frații sau cu surorile, bănuiesc că țineți minte, când te bați cu frate tu sau cu sorta, vă poate dea cu capul de sticlă spartă. N-ai nimic de ce, cura mâine, cu ce. Schimb, când venea mama, putea să atingă doar o șuviță de păr întreagă. Puh, era... Noi aveam și o strategie. Nu conta în care dădea, țipam toți trei la unison să o băgăm în eroare. Nu, că vă aliniești și vă bat de la început. Nu jucați voi teatru aici. Nu regret copilăria la țară. Mi se pare că să crești la țară te călește pentru viața de la oraș, corect? Unde ați crescut? Avem aici câțiva oameni în față pe care îi văd un pic mai bine la lumină. Până asta nu le scopilărit. Avem și un pinguin în spate. Așa-s pinguinii. Când e frig undeva, apar în sală. Stați un pic. Haideți, doamnă, terminați, că avem un spectacol. Scoateți toți din sistem. Lăsați pinguinul afară, da? Vorbesc cu dumneavoastră. Tot ați scos acest râs mai exotic din... corzile vocale. Ați copilărit la țară și dumneavoastră? În ce sat? Dar știu că v-ați ajuns. Nu, știu, bă, eu am uitat. E... mai știu cum se cheamă sărăcia de sat. De... trebuie să spuneți acum, doamnă. Cum se cheamă satul unde ați crescut? Cum? Muntende? Munteni de sus. Asta, bă, sunt muntenii aroganți, munteni de sus, bă. Erau muntenii de mijloc și muntenii praful, pielea pulea de jos, vai de capul lor. Ăia nici n-aveau tăbliță la intrarea în sat, era. Munteni de sus. Ei, să schimbați numele satului, puneți munteni aroganți. Munteni de sus. Așa că nu vă mai sperie nimic acum? Locuiți în Vaslui? Te-ai mutat din Munteni de sus în Vaslui, nu te mai sperie nimic aici. Poți să stai în chirie într-o garsonieră, intri în bucătărie, vezi un gândac, îl mănâncești. La noi, Munteni de sus, gândaci erau câți șobolani în sat. Ce m-a șocat un pic pe mine în copilăria de la țară și mi-a rămas așa ca o sechelă în cap,
am prins ceea ce, nu știu cum să-i spun, nu știu dacă mai există și astăzi, poate ați prins și dumneavoastră o parte, cum se spune, WC-ul în curte, ați avut? Aici un domn, eu încă l-am păstrat. Valoare sentimentală. Faci un copil, îl duci acolo, ia uite, vină tată să vezi aici. Ia uite, aici s-au căcat strămoșii, strămoșilor, strămoși. Uite, aici Ștefan cel Mare a fost în viță la bunică ta. Mie mi-era frică, vedeam cușca aia acolo în curte, undeva într-un colț. Tatăl meu era pasionat de astronomie și el nu spunea WC-ul în curte, el folosea metafore. Și că nu, tată, că noi avem o garsonieră terestră cu satelit. Satelitul, mătii. În prima iarnă am înțeles expresia, când mergi să te caci prin 10 metri de zăpadă, părea că te caci pe lună. Satelit, am înțeles, tătucă, hai, dă-i la lopată, one small step for man. Dar nu regăsesc că am crescut la țară, pentru că asta m-a făcut să nu mai tem de nimic. Provin dintr-o familie de oameni destul de sărăcăcioși. Noi până la vârsta de 7 ani am locuit într-o casă compusă dintr-o cameră. Nu e nimic de râs, suflet hain ce ești. Eram atât, 6 metri pătrați, eram 3 frați, mama, tata, bunica, bunicu, crede-mă, noaptea n-aveam aer să respirăm în cameră. Bine, se și bășea bunicu foarte mult. La noi în casă, când a murit bunicu, ne-am bucurat. Eram în sfârșit, scoate-l un pic de aer în casă, dul. Era mamaia, nu ți-e dor de tătaia? Du-te că e la picnic, te așteaptă într-un loc cu verdeață, e frumos. Acum e un pic mai bine. Chiar o să vreau să mă laud un pic. Acum 2 ani de zile s-a întâmplat cel mai frumos lucru pe care l-am avut eu în viața mea. Ne-au sunat niște oameni să facem spectacole pentru românii din Italia și din Spania și nu m-a interesat câți bani o să-mi dea, unde ne cazează, ce mâncăm. Eram bucuros că zbor cu avionul. Prima oară în viața mea la 33 de ani. Unii nu sunt foarte impresionați. Eu m-am bucurat că nimeni din familia mea nu zburase cu avion. Eram primul. Am făcut poze să le duc acasă. Ia uite un micul de-a fost. Mai avem în sală oameni care au zburat. Că n-am zburat cu orice avion. Am zburat cu Wizz Air. Cine a fost cu Wizz Air în rând de aplauze să ne recunoaștem? Ca la aterizare. Exact. Am înțeles și eu de ce se aplaudă la Wizz Air la aterizare. Chiar te bucuri că ai aterizat. Alea sunt aplauze sincere, toată lumea, cum ai aterizat tu căcatul ăsta de avion cu aripa aia strâmbă și cu roata aia desumflată. L-am avut în spate un băiat pe care l-a apucat nebunia, a strigat bis, a mai decolat pilotul odată. Fiind de la țară, am trăit toată viața cu o rușine când fac lucruri pentru prima oară. Dar nu vreau să mă fac de râs, că mi-a zis bunica, să nu ne faci familia de râs, măi. Nu vreau să intru în avion acolo, că dita mai aeroportul ăla, intri în avion cu biletul în mână, îți fii, doamnă, unde e compostor, unde să... Și m-am uitat un pic pe internet, că am zis că pe internet poți să afli lucruri corect, sunt documentare, filme, filmulețe, te uiți acolo și am văzut ce se întâmplă în avion. Am știut, intru la securitate, șosete bune fără găuri, că te pun să te descalzi, să nu te faci de râs. Am trecut mândru, așteptam să intru în avion și voiam să văd cine te... Știți cine vă întâmpină când urcați în avion prima oară? Stewardesa, bravo. E tipa aia îmbrăcată în uniforma companiei, toată zâmbitoare, țapă până la intrare, bună ziua, bine ați venit la bordă, aeronave noastre, vă rugăm frumos, mergeți în spatele locuienței, ne mergem. Asta în filme, că la Wizz Air era o femeie care părea că trebuia să iasă la pensii cu 6 ani în urmă, dar au mai ținut. Lipsă de personal, ne descurcăm cu ce avem. Efectiv, era cu privirea în pământ, mi-a luat biletul, ce mergeți unde vreți, mă, doar în cur, unde stați, mergeți. Puteți sta și la pilot, că nu-l suport, mergeți la el. Eu m-am dus rușinat, m-am așezat pe scaun, încercam să-mi prind centura aia și așteptam să înceapă instructajul acela în caz ce se întâmplă și ce faci în caz de urgență în avion. Îl știți și voi cu siguranță, vine aia în mijloc, auzi că dansează un fel de meneit, o lambada, ceva, 2 și în față, 4 la mijloc, 2 în spate, scoboară masca de oxigen, îți scoți perna de sub scaun. Eu cred că ar trebui să fie un pic mai cinstit cu noi la auzit. Să fie, doamnelor și domnilor, în caz de urgență, vă rugăm frumos, mâinile pe piept. În loc de masca de oxigen să scoboare lumânarea prinsă în față. Și din cabină de la pilot să dea drumul la o slujbă, să mor creștinești. O slujbă low cost. Însă frica, și-a spus cuvântul, nu mă gândeam eu la glume acolo, eram panicat, tot am luat un șervețel, mi-am făcut schița avionului cu ieșirile, să nu cumva să le uit. Și după ce a terminat femeia instructajul, m-am dus la ea și am spus, doamnă, eu am fost atent, eu știu ce să facem în avion în caz de urgență, dar n-am înțeles ce facem după ce ieșim din avion. Asta a fost și reacția ei. Nu ieșiți din avion. Ai dat 15 euro pe bilet, nici nu avem ieșire de urgență, e făcută cu markerul. La Wizz Air, ieșirea de urgență e unde crapă avioane. Ia uite, pe acolo ieșim. Norocosule, e fix lângă tine.
Pe de altă parte, știm și noi că nu o stewardesa e un om important în avion, corect? Cine e cel mai important om în avion? Pilot, bravo. Știi că e cel mai important pentru că el e ultimul care ia microfonul, ați văzut? Tu nu-l cunoști, nu știi cine e, dar cu o voce de om serios, de pilot adevărat, cu nume de pilot, îți dă un pic de încredere. Sănătate, doamnă. Ia microfonul și deodată-l auzi. Ladies and gentlemen, this is your 9 and together we fly to London in approximately 2 hours and 55 minutes. Tot ce genul spune în tot momentul. Bă, am încredere, Michael, nu-l cunosc, dar am încredere. Ești, hai, Michael, calcă pedala, du-ne sus la doamne, doamne. N-are ce să iasă rău. Băiatul de la auzier nu suna chiar așa. Mi-am dat seama că e începător, că a luat microfonul, l-a scăpat un pic în cabină. Bună ziua, oameni buni, sunt pilotul dumneavoastră. S-a uitat în buletin. Ionuț. Ionuț! Ăsta e maxim nume de taximetrist, nu de pilot de avion. Eu mi-l și imaginam pe Ionuț acolo în cabină, îmbrăcat într-un maieu, murdar de muștar, cu un bidon de burger lângă el. Dăduse un pic geamul jos, se audă muzica frumos afară. Ăsta e Boeing 747 pe sistem turbo, boss! Și următoarele vorbe ale Ionuț au fost și astăzi. Voi face tot posibilul. Tot posibil, Ionuț? Și ce înseamnă pentru Ionuț tot posibil? Poate pentru el tot posibil înseamnă să n-adoarmă la maneta aia în primul sfert de oră. Auzi microfonul, domnule și domnule, nu mai ajungem la Milano, coborăm la Craiova. Dar ne-a dus Ionuț, l-am aplaudat cu toții și chiar vi recomand, un băiat foarte bun. Dacă ați zburat cu avionul, bănuiesc că ați poposit și în acea zonă minunată numită Duty Free. Mai ales femeile, da. Exact, eu cred că zona de Duty Free a fost făcută de satana pentru femei. Dacă te oprești acolo ca bărbat și te uiți, asta vezi, femei ca niște zombi care merg spre rafturi cu cosmetice, cu alte femei care le încurajează, ia-ți că meriți. Ce? Nu-i cardul tău? Meriți și mai mult. Ia tot. Are și iubita mea o strategie când plec. Când zburăm undeva cu avionul, în primul rând, nu cumpără bagaj de cală. Ce? Nu iubire că ăștia nici jecmănesc la bagaj. Descurcăm cu bagajul gratuit de mână. Zic, bă, dar plecăm 7 zile. Ne descurcăm, am spus. Apoi o surprind cum încearcă să bage căcaturi în bagajul meu de mână. Hai, iubire, că tu descurci 7 zile. Cu o pereche de chiloți. Și ajungem acolo în aeroport și când vede Duty Free se transformă într-un om relativ normal, într-o căprioară miloagă și dilatează pupilele. Zice, iubire, dar pot să-mi iau și eu un parfum, uite, că e fără taxi. Și nu sunt un om zgârcit, nu mă înțelegeți greșit. Mă deranjează că acasă are vreo 12 parfumuri și nu poate să-și ia orice parfum. Le încearcă pe toate, zici că e tester uman, pleacă din capătul raftului și începe. La un moment dat nu mai avea loc, dădea pe una de lângă ea, stai un pic, fă să te miroase. Potolește-te, femeie. S-a apropiat de noi băiatul ăla de la Antiteru cu ciobănesc, cu german, care caută droguri prin aeroport. Am văzut prima oară în viața mea un câine în lacrimi. Era... Eram, hai mai aproape, vino și miroase. Caca Chanel, vino aici. Groaznic. Am zburat din Iași odată acolo, în aeroport mai mic. N-ai duty free, duty free mobil. Un băiat cu un parpalac vine după tine. Țigări fără timbru. Ceasuri. Bă, la ceasul meu, sărona, am plecat. O să am nevoie pentru următoarea glumă de o doamnă sau o domnișoară din sală. Nu vă panicați că nu e ca la magicien, nu trebuie să veniți pe scenă. Una singură care găsește în sufletul ei tăria, puterea și curajul să recunoască că nu știe să conducă. Una! Nu există așa ceva la noi în oraș. Exact, nu sunt. Dar dacă noi bărbații mergem acum afară, garantat într-o parcare recunoaștem 80% dintre mașinile parcate de femei. În sala pe care zici că le-a adus viitura în parcare. Zici că a fost o alunecare de teren cu mașini. Mai vezi bărbați după spectacol, dar cum ai lăsat, iubire, mașina asta? Nu, iubire, că eu am pus-o fix în căbărtură la milimetru. Dar a bătut vântul și a dus-o în stradă. Știu că la gluma asta bărbații râd mai mocnit așa. Își las că râd eu acasă. Nu, că e șoferul lângă mine. S-ar putea să aveți genul ăsta de bărbați lângă voi care nu vă spun în față fetelor, țin pentru ei. Ceea ce e normal, că bărbatul nu este prost, corect? Nu vrei să bagi zâzanie singur în casă. Că voi fetelor mai întrebați, cum conduc iubire? Nu vorbi, uite-te în față. Ochii la... Ce-a fost? Nimic, era bătrână, dă-i înainte Dumnezeu să o ierte de acum, hai!
Spălăm mașina, aprindem o lumânare, asta a fost. Simt în sală acum femei care sunt cu blesteme. Dă-i cancer, Doamne, dă-i... Dă-i în seara asta până coboară de pe scenă. Dar nu credeți că sunt eu misogin, că sunt și femei care conduc, ok? Și o să vorbim și despre bărbați după. Dar ca să eliminăm tensiunea asta un pic, știți cum puteți să recunoașteți dacă aveți lângă dumneavoastră un bărbat, un soț, un iubit care crede în sufletul lui că nu știți să conduceți, dar nu vă spune? Plecați cu el la un drum lung. Ceea ce în România la cons în drumurile cam toate sunt lungi. Stai în dreapta și te uiți. Îl vezi că după câteva ore începe să dea semne de oboseală. Mai tremură un pic mâna pe volan. Mai închide o pleoapă și tu îi spui: iubire, dar lasă că conduc și eu. Nu, iubire, lasă că merg eu. Măcar dacă mor, să mor în păcat cu mine. Nu vreau să mă am pe conștiință. Eu pe iubita mea o las să conducă, n-am nicio problemă, mai ales când sunt obosit. Mă deranjează un pic când schimbăm locurile la condus, că de fiecare dată pierd un sfert de oră din drumul ăla. Că se așează, zice: iubire, dar eu nu pot să merg ca tine, că n-am vizibilitate. Și începe. Ultima oară era cu retina lipită de parbriz. I-am zis: iubire, ăsta cred că e maximul de vizibilitate, doar să scoți căcatul ăla de geam, să te urci pe capotă, să stai ca la vapoare. Ia uite, iubire, se vede bine acum. Ia uite, se vede numărul din față. Ce aveți, fetelor, cu scaunul? Ce v-a făcut? Cine seara asta era o doamnă aici în parcare? Bă, parcă era la închiziție, îi pocnea coloana pe scaun. No, mai multă vizibilitate, mai mult. Ia uite, pot să conduc fără mâini cu țâțele. Exact, doamnă, v-ați recunoscut. Problema e când întreb dacă sunt femei care nu știu să conducă. Sunt în seara asta femei care știu pentru ele, dar nu vor să recunoască public. Nu. Mai e câte una mai timidă, mai începătoare, așa, care vrea să ridice mânuța celălalt. Taci-vă din gură, ia secretul, secret cu tine. Le putem recunoaște și pe aceste femei, mai ales dacă pleacă în oraș între fete. 4 femei și cu o mașină adoptă un stil de condus pe care eu îl numesc condus în height. Exact ca lupii aia care atacă un animal împreună. Se apropie toate de mașină. Hai, fetele, că reușim, du-te partea alta. Hai. Intră în mașină. Hai, uite, eu țin volanul, tu te uiți la oglindă, du-te cu curul în spate la bordură. Hai. Aia cu curul mai mare e senzor de parcare. Dă-i. Gata, cu zgârii, urcă. Și ca să oprim blestemele aici, acum o să vorbim un pic despre domnii din sală și iarăși o să rog o doamnă care ne poate spune un defect de-al soțului. Unul singur. Doamnă, că ați fost în seara asta comunicativă. Un defect. No, e mort săracul, n-are. Dumnezeu să-l ierte, doamnă, că... Ați fost drăguță, l-ați vrut să-l apărați, dar nu există bărbat viu fără defect, vă garantez. Și celelalte pot să confirme, așa e, doamnelor? Nu vreți să-l faceți de râs, am înțeles. Are defecte grave? Să vă spun ce au mai răspuns alte femei mai curajoase? Înțeles. Pe locul 2, cele mai multe au spus: al meu, sfori noapte. Mai sunt din ăștia? Nu. Ăia nu-s bărbați care sfori. Ăia-s bărbați care ținu sub papuc și doar noaptea pot să vorbească și ei. Dacă vă apropiați cu atenție, o să auziți că nu-i sfărăit, e vorbit. Bă, mă, te noroci viața. Te nu știi să conduci. Dar cele mai multe inevitabile au răspuns: al meu e cam bețiv. Mai avem în sală astfel de bărbați care se simt cu muscă, cu paharul pe căciulă? A fost o doamnă care, la fel ca dumneavoastră în Sibiu, a fost foarte drăguță și n-a spus că e bețiv, a spus: al meu are harul băuturii. Harul băuturii? Eu mi-l și imaginam când eram mic în pătuț. Erau părinții, au chemat ursitoarele. Ce-i dați, ce-i dați la al nostru? Dați noroc în bani, în dragoste? Nu. Îi dăm harul băuturii. Da, o să-l ajute? Da! Să vin acasă pișat pe el și să stea linte din când în când. Dar eu cred că un pic de adevăr în această expresie există, asta cu harul băuturii. Cred că chiar e secretul unei relații. Eu cred că dacă o relație trece de 6 ani de zile, în primul rând e doar meritul femeilor din acele relații. Sunteți de acord cu mine? Toate, normal că suntem de acord cu tine. Doar nu ar fi meritul ăsta, uite-o la el.
Ce-ai drept, sunt bărbați care de multe ori, dacă îi trezești noaptea din somn, nici nu știu de câți ani sunt acolo. Nu știu, sunt îmbrăcat curat, am mâncare, mai stau. Femeia, în schimb, ea e ca un bijutier, ca un ceasornicar elvețian care umblă acolo. Na, că nu pleci nicăieri. Nu, no, mai mergi una în relația, stai să vezi. Păi avem rate, avem copii, unde e capul așa? Și cred că secretul absolut, dacă vrei relația să meargă, e să-ți lași bărbatul din când în când, când iese și el cu prieteni la băut, să iasă liniștit, fără să-i fuți creierii. E una. În visele lui! Nu prea sunt... Hai să vedem, avem în sală femei care îl lasă să iasă la băut liniștit, fără stres, le rog să aplaude că mă înclin în fața lor dacă sunt. Au aplaudat cam 30 din sala asta de 500, din care statistic 15 mint. În sală, dar l-am lăsat să iasă odată anul ăsta. La cei bețivi de performanță. Dar cât să bagi în ea? Există o a doua categorie de femei, femeia snuz. Știți funcția la alarmă la telefon dimineață? Când îți sună alarma, oprești 5 minute, sună iar. Oprești 5 minute, sună iar. Am un prieten cu genul ăsta de iubită, când ieșim la băut, cum a călcat pragul la bară, sună. Ce faci, ai ajuns? Da. Mai stai? Păi abia am ajuns. Bine, hai că te sună 5 minute, îl distrează cu băieții, că te pup, te iubesc. Ultima oară când am fost la băut, l-a sunat de 16 ori în 3 ore. Noi deja puneam pariuri pe ea. Eram crește cota că îl mai sun odată. A 16 oară când l-am sunat, am văzut prima oară în viața mea un om bând într-o halbă și înjurând în același timp. Era mort, mă, tot timpul sunt patru bețivi în sală. Așa, sunt din noi. Da, se apropie un sezon incredibil. Cred că a început deja, că simțiți frigul și voi, nu? Vine iarna. Avem în sală oameni cărora le place iarna? Păi ia dezbracă-te, stai în tricou, nu mai sta cu geaca pe tine. Mie nu-mi place iarna, mi se pare că iarna e un sezon, mai ales pentru oamenii care au bani, corect? Apar poze de la schi. Avem în seara asta oameni mai norocoși care au mers la schi anul trecut? Chiar sunt curios dacă sunt în sală. Unde sunt? Exact. Sunt aplauzele alea arogante. Așa fă și cristiane, cum ne-a învățat băiatul ăla. Schiul e un sport pentru oameni cu bani. Ați văzut ce prețuri există, ce liste de prețuri au? Ochelari de schi 1 milion, cască 2 milioane, geacă 10, pantalon 10, schiuri 15. Păi de bani ăștia îți cumperi un Logan. Ăla n-are abez, bași 4 oameni la valiș ca pe schiuri cu toată familia. Distracție în familie. Dar există și sporturi de iarnă pentru noi, pentru săraci, total gratuite. Corect? Cum ar fi? Sacul, bravo. Punga, ăsta da sport adevărat. Ai te dat cu punga? Cum te numești? Gelu. Ai și nume de sportiv, Gelu. Punga, Gelu. Bine, cu punga ce-i drept, recunoști că ești sărac, dar ești sărac lipit pământului la propriu. E doar un strat fin de celofan între curul tău și sărăcie. Poți să faci topografia terenului. Ia uite, dâmburi, sărăcie. Simți sărăcia sub cur. Punga, Gelu. Eu zic să crezi în visele tale, Gelu. Nu renunța. Te facem și o chetă în seara asta la ieșire și o să creăm Federația României de pungă cu sediul în Vaslui. Te punem capitanul echipei, Gelu. Nu râdeți că ajunge la Jocurile Olimpice în câțiva ani. O să vă adunați să-l vedeți pe Gelu în piață, pe o plasmă mare. Unde vrei să te vadă? Nu, are preferințe, nu oriunde așa e. Unde vrei? Unde? Ai și un coleg. Înțeles. Pe pungă te dai ca la Bob, băgați mai mulți. Tai punga și faceți echipă de la dublu. O să vedem acolo prezentatorul. Iată, doamnelor și domnilor, Gelu din Vaslui, capitanul României la prumba de sac, sponsorizat de Lidl cu o sacoșă. A crezut de mic în visul lui. Și iată unde a ajuns. Oamenii care au crezut în visele lor au schimbat lumea, Gelu. Degeaba râdește. Pung. E mai greu să pleci cu punga la munte, că pui mașină, te oprește poziția, dar n-aveți suport corespunzător. În ce scuze, o bagă înăuntru. Eu mă gândeam la sporturi mai consacrate, cum ar fi patinajul. Corect, patinajul. Mai e un sport scump. Cât costă să închirezi o pereche de patine? 15 lei. Nu poți să-ți dai check-in la patinoar feeling rich, corect? Ai dat 15 lei. Și mi-am dat seama și de ce sunt ieftine patinele. Nu că n-ar costa să le producă, doar că e un sport cu risc biologic crescut.
Pentru că în patinile argele au mai băgat picioarele încă 50 de oameni în ziua aia. Când bagi piciorul acolo, riști să iei mai multe boli decât atunci când mergi la curve. Fieti gelul, eu de la patine n-am luat, dar de la curve am mai luat boli. Era o glumă, nu te se dai de gol acum. Sportul pentru săraci. Am făcut facultatea în Iași, mai avem în sală oameni care au fost la facultate în Iași? Da. Ce facultate ați făcut? Ce? Dreptul? Facultate care cumva vă asigură. Așa aveți loc în față, îmi bănuiesc că a fost ok. Nu știu, gelul cu pungă acum a ajuns până în rândul 2. Cred că n-avea loc aici, dar a alunecat, a căcat pe pungă. Da, aici s-a oprit. Facultate foarte bună. Lucrați în domeniu, bănuiesc, nu? Nu? Mi se pare că e un flagel al timpului nostru, că foarte mulți oameni fac o facultate, lucrează total altceva. Nu sunteți singuri, mai avem în sală oameni. Însă eu am făcut cea mai inutilă facultate din lume, și mai exact, facultatea de litere. Credeți. La orice altă facultate, dacă intri știind ce o să ieși, la litere intri știind că o să ieși. Atât. E ca o ușă de aer rotativă. Ai intrat, ai ieșit 4 ani din viață. Am avut un șoc incredibil că am stat în cămin. Acolo, dacă ați stat în cămin, aia e supraviețuire adevărată. Nu ce face Bear Grylls pe Discovery, că mănâncă el căcățel de urs în pădure. Și... Nu. Ia-l pe Bear Grylls și dur în cămin, lasă-l o săptămână acolo. Dacă iese viu, merită diploma de supraviețuitor. Eu eram obișnuit să stau cu mulți oameni în cameră. Dacă ați fost atenți la început, bunica, bunicul, trei frați, obișnuit cu îngrămădeala. Problema a fost că nu eram obișnuit să stau cu atâția băieți în cameră. Erau încă 4. Am dat să intru și am auzit prima lor conversație. Bă, stai tu deasupra sau stau eu? Ule, ăștia ori fi la teologie. Mă panicasem degeaba că băieții vorbeau despre paturile supraetajate. Un concept nou pentru mine, nu știam că există așa ceva. Eu am crezut că există orice supraetajat. Mă gândeam că sunt și WC-uri supraetajate. Eram prost, băiat de la țară. M-am liniștit după chestia asta, dar a venit un coleg de cameră și mi-a zis: Gabriel, fii atent. S-a uitat la mine așa, zice: este aici un pub lângă cămin unde dacă mergi poți să fii cel mai prost, cel mai urât din campus, oricum ai șanse să te combin cu cineva. Și am zis: bă, de ce vine la mine? Las că știi tu. N-am refuzat oferta. Am mers cu el în pubul acela sperând că o să-mi găsesc și eu jumătatea, sfertul, ceva. Când ești la început de viață, cum să-i spun, în viața asta intimă, când ești la început, gelul, știi. Când ești la început, nu te interesează. Jumătate, sfert, 5%, o femeie care să fie dispusă, măcar să pună mâna pe tine. Atât îmi doream. Și mergeam în acest pub cu speranța că o să-mi găsesc și eu, numai că în fiecare seară se creau perechi, cupluri, și eu rămâneam ultimul, pro singur. Eram eu și cu barmanul, se uita bană, bă, nu ești genul meu. Mai iau un șat, tai-o la cămin. Până la a cincea seară, când s-a întâmplat miracolul, a rămas eu ultimul singur și undeva în capătul boalului era și o domnișoară singură care se uita așa la mine. S-a și coborât așa la sciv de pe scaun, apoi am văzut că era țapână de beată și alunecat. Și venea țintă spre mine, bine, țintă, cât de drept putea să meargă ea. Atunci m-am bucurat și am zis: Doamne, îți mulțumesc, e seara mea norocoasă. Doar că pe măsură ce se apropia de mine, creștea cam cu 10 kg la pas. Era 50, 60, 70. Când a ajuns în fața mea, deja ieșise din raza vizuală. Nu-i mai vedeam mâinile. Mă simțeam ca la cinematograf în primul rând. I-am zis: iubire, du-te un pic mai în spate și vorbim prin semne dacă e ceva, că de aici nu o reușim. Dar ea era țapănă de beată și curajoasă în același timp, că s-a apropiat de mine și mi-a zis: băi, la urmă, nu contează cum arată un om, contează ce are în suflet. Și a căzut pe spate. Am ajutat-o frumos să ridice, că așa m-a învățat bunica, să fiu gentleman, și am zis: bă, îmi pare rău, dar... hai la cămin. Așteptările mele erau undeva mai jos decât unde căzuse ea. Nu erau. Am luat-o frumos de mână, bine, din deget, cât am putut să apuc. Mai mult mă remorca în drum spre cămin, zic. Bine, fă la dreapta. Am intrat în holul de la cămin. Pe vremea aia, ca să intri cu fete în cămin de băieți, trebuia să dai șpagă la portar ceva. M-am dus la portar, portarul a venit la mine, v-a ajuns să cărați frigiderul ăsta pe scări? Zic, tot zburam mult. Zic, hai mă, că te-ai făcut de râs două până la capăt. Am împins-o frumos pe scări, am băgat-o în cameră, mă dezbrac, se uite și... Auleu! Dar ce vrei să faci cu aia? Și atunci am spus și eu ce mi-a spus și ea în bare. Am spus: iubire, dar cum ai spus tu? Nu contează cât o are un om, contează cât o are în suflet. Eu în suflet o am de negru, stai să mă cunoști puțin. Și a ieșit din cameră ca fulgerată și nu m-a sunat până în ziua de asta. Și eu, de ce râdeți, doamnă? Vă bucură, mare mică. Eu cred că, în primul rând, asta cu mărimea penisului e un mit malefic inventat de o femeie reală la suflet. E o chestie care nu contează în viață.
Văd în sală oameni care nu sunt de acord cu mine și o să vă demonstrez că am dreptate. Și o să rog să aplaude din sală doar femeile care recunosc că asta vor în viață. Pulă mare, doar ele. Sunt două, trei acum care tremură pe scaun. N-aplaud, am făcut cu una în mână. Ține mâna în poșetă că iar te faci de râs. Nu râdeți că sunt și bărbați. Bărbații sunt cei mai frustrați oameni pe pământ. Bărbatul toată viața e nemulțumit de ce i-a dat Dumnezeu. Nu contează, decât doar dacă ar vedea în fața ochilor, ar fi ok, ar fi... Nu... E ok, e cu mine, hai, mergem în oraș, liniștit. Știm cu toții că nu asta contează în viață. Dragostea dintre doi oameni se naște la primele întâlniri, atunci o cucerești, o poezie, o floare, o duci undeva, corect? Atunci se naște dragostea. Nu contează cât de dotat ești, poți să o ai tu de un metru jumate. Nu o să poți veni ca țăranul la prima întâlnire, o pui pe masă. A? E pentru tine toată, a? Că te pleznește peste ochi. Du-te mai acasă, nesimțitule. Stați voi doi, că n-aveți nevoie de mine. Și am văzut. Am văzut câteva priviri curioase în sală. Mă, de asta oare mare, oare mică, e mincinor. Ne cunoaștem puțin, așa că o să vă mărturisesc, să știți că, din păcate, nu am foarte mare. Nu te bucura că nu am nici foarte mică? Am ceea ce eu numesc un penis perfect mediu. Și rog toți bărbații care știu că la un mediu să aplaude cu mine. Ipocriți. Ăștia aplaudă, zici că l-au împreună, l-au la comune. L-a spus la comun să fie mai mare, când pleci în oraș să-l dau, du-te cu el, mi-l aduci mâine. 500 de oameni, noi patru, atât. Ăștia. Atât s-a putut să-ți arată. În zona asta zici că e festivalul pulilor 30 plus pe colțul ăsta. Ăsta a fost criteriul de selecție. I-am văzut la intrare cum se mai izbeau. Dă-te un pic să trec, pardon, dă-te o leacă, pleacă de ce. Ipocriților. Niciodată nu aștept răspunsuri sincere de la bărbați la întrebarea asta și nici măcar nu am nevoie. E suficient să te uiți în ochii femeilor de lângă ei și acolo vezi adevărul. Mediu în cel mai bun caz. Dar ce mai contează câțiva centimetri când e dragoste, corect? Când ai pus lupa dragostei pe ochi, ia uite, biripacu, ai mai mare acum că te iubesc. Dragostea schimbă lumea. Și punga, gelul, și punga. Dragostea și punga. A, tu de asta ești supărat, că se interzic pungile și cu ce te mai duci la olimpiadă. Îmi cer scuze. Avem în sală oameni pasionați de tehnologie, cineva care și-a cumpărat ultimul telefon, indiferent de marcă. Ultimul Samsung, ultimul iPhone, ultimul Huawei. Avem? Cine e omul ăla pasionat de tehnologie? Ce telefon ai? Cine a zis? Huawei? Alcatel? Clar, ăsta e vârful de gamă. Ăla e pe la cu clăpiță sau cu... Cum era? Îl desfăceai, scoteai și antena. Era, ăsta e avocat, sigur. Om de afaceri în vas lui. Eu sunt fan Samsung. Știu că sunt pățite cumva brandurile. Sunt fan Samsung. Mă deranjează un pic când scot ăștia telefoane noi, că printre argumentele alea tehnice, cameră de 50 de megapixel, memorie, mai bagă și argumente de ampule, care n-au treabă cu telefonul. Țineți minte reclama aia în care spuneau Samsung, stă cu tine până adormi. Da, te încrucea, mă, tine, Nokia pleacă de acasă noaptea. V-ați trezit vreunul cu Nokia noaptea să pui mâna pe noptieră lângă pat? Iar a plecat la băut. Te duci în bucătărie, ți-a prins o țigară și l-aștepți. Pe la trei noaptea, Nokia tău, țapă îndebeat, pe scări cântă manele. Ta-la-lu-lu, ta-la-lu-lu, pentru cine mai ține minte melodia? Dacă ai iPhone, ajunge la ușă, îi se împleticesc aplicațiile. Ești iar în bloc cătărătura aia de Siri, mă, nenorocitule. E o oră destul de târzie și, nefiind copii în sală, aș vrea să vorbesc un pic despre latura asta mai intimă a vieții. Tot am vorbit cu voi acolo, băieți. Și mă arunc să spun și cred că bărbații sunt mult mai norocoși decât femeile când vine vorba de sex. Sunteți de acord cu mine? Nu prea. Cum adică? Și spun asta pentru că când vine vorba de sex, bărbații sunt un pic mai autonomi. Am folosit cuvântul ăsta ca să elimin un alt cuvânt urât, mizerabil, pe care și vouă vi recomand să-l scoateți din vocabular. Și mai exact cuvântul labă.
Nu râdeți, e un cuvânt oribil, ar trebui eliminat. Numai cât îl pronunți, parcă te faci mic, ești la... Avem o limbă atât de frumoasă, există atâtea expresii cu care putem să înlocuim, teteabă, întovarăși. Ce faci, Gelu? Mă duc un pic în cameră să mă autodescopăr. Am citit într-o carte de Osho, ca așa se zice. Bine, mergând prin țara cu spectacole, am auzit că mituri, povești, legende, că ar fi și femei care se masturbează. Toate sunt în sală. Nu e adevărat. Eu nu fac așa ceva. Eu mă spăl mai tare aici jos, că se pune praf. Am dat și cu pronto, nu se duce. Suntem oameni mari cu toții. Știm că și bărbații și femeile se autosatisfac. E o pornire fiziologică normală, corect? Nu moare nimeni de la asta. Unul dacă ar muri odată. Nimeni n-ar mai pune mâna pe ea, credeți? Să auziți mâine o știre la Smile FM, doamnelor și domnilor, în față la Casa de Cultură a Sindicatelor. Gelu a fost găsit mort de la labă. Nimeni până la huș nu mai pune mâna pe ea. Să fie, bă, nu mă risc. Bine, e adevărat, femeile sunt mult mai evoluate decât bărbații din orice punct de vedere, chiar și la sexualitate. Femeia undeva aici, bărbatul abia descoperă roata, dacă o găsești. Femeia doar ca să se masturbeze are nevoie de așternuturi curate în cameră. O muzică frumoasă pe fundal, petale, o amintire plăcută. Un bărbat dacă vede două țâțe, două labă și în zăpadă la cota 2000. E acolo un haine de schi. Nu, 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 să nu fac hipotermie, nu de alta. Că... Am văzut eu la Bear Grylls cum se face iarna. Și noi, bărbați, cred că avem deja o sursă clasică de inspirație pentru această activitate. Și mai exact, filmele pentru... Bravo! Bravo voi, tu ai probleme cu filme pentru copii acolo. Îți dăm banii pe bilet înapoi, du-te la psiholog. Ceva nu e ok. Filme pentru copii? Te și văd acolo cu chiloței în vine, cu Hello Kitty pe plasmă. Cine a fost, mă, băiețel cu minte? Joacă-te cu plastilina. Sper că ai răspuns în spirit de glumă. Sper. Voi ați răspuns corect. Filme pentru adulți. Sau cum li se mai spune popular, filme porn. Știu că sunt femei în sală acum care și-au iubit-o de mână. Nu e adevărat. Puișorul meu nu se uită la așa ceva. Toți se uită. E unul care se uită și acum, în timpul spectacolului. Și dacă nu mă credeți, fetelor, puteți să-i verificați. Plecați de acasă o jumătate de zi, vă întoarce surpriză, intrați repede în cameră și verificați istoricul de la browserul de internet. Dacă e gol, a fost labă clar acolo. Că ăla nu se șterge singur. Și bărbați, noi suntem proști, că am putea să intrăm să ștergem selectiv doar site-urile porno. Dar i-a coborât sânge de la creier aici, șterg tot, șterg tot. Te-am zis, instalez Windows-ul, futu-l gura măte, care m-a pus să intru pe căcatul ăsta, că iar mă prinde. E un băiat acum care șterge istoricul și pe telefon în buzunare. Gura măte cu gluma măte. Nu știu dacă dumneavoastră aveți în zona asta ceea ce în România sunt numiți generic unguri. Există în Vaslui? Nu sunt? Cum ați scăpat? Ce? Au alergia asta. Intră în Moldova, se izbesc așa de un zid magic de rachiu de pufoaică. Oriunde în țara asta există. Și au un bun, au un produs unguresc care a cucerit România. Știți care e acela? Chiurtoșcol. Oriunde se găsește. Și la voi în Vaslui sunt sigur că este o tarabă cu chiurtoș. Corect? Ai văzut? Așa se infiltrează cu chiurtoș. Am fost în Tulcea, era pescărie lângă Chiurtoșcolac. În Iași, la Cuvioasa Paraschiva, anul ăsta, la intrare, tarabă mare, Chiurtoșcolac sfințit. Oriunde în țară există o tarabă cu Chiurtoșcolac. Bine, nu știu cum, avem în sală, hai să, pe sinceritate în seara asta, să aplaude oamenii care nu prea suportă unguri. Așa se întâmplă, toți așteaptă să aplaude primul. Hai că e ok acum, suntem mai mulți. Eu nu prea am cunoscut unguri, nu știu, v-am spus că nu prea au ajuns nici în Vrancea acolo, dar mi-am dat seama că și noi avem un pic o vină în râca asta între unguri, că noi suntem mai mulți în țară, n-ar trebui să facem și noi un pas către ei de înfrățire, să plecăm de la nivelul ăsta gastronomic, ei au prăjitura asta lor ungurească, Chiurtoșcolac, facem și noi o prăjitură românească de înfrățire, un Chiurtoșfalus, care intră fix în gaurea de la Chiurtoșcolac. Data viitoare, când vezi o tarabă pe marginea drumului, te dai jos din mașină, vino să ne înfrățim, vino cu aici. România noastră, tuturor. Au și lăsat gaura aia ostentativ în mijloc, parcă te cheamă la ea. Nu am glume despre unguri, în schimb, mi se pare că limba maghiară e o limbă de fătălău.
I-ați auzit vorbind? Aș ne moșchii chele, aș chea pop. Bă, n-ai cum să pari dur cu limba maghiară. Am fost în Oradea câteva săptămâni cu munca și am intrat într-un club unde era un bodyguard ungur. Era cât voi trei la intrare așa de la în ușă. Eu m-am făcut așa mic tot. Mi-a pus mâna în piept și mi-a zis, aș chema, aș chema. Și am zis, aia pleacă că te gâdile. Aș chema, aș chema, aș chema, aș chema, aș chema. Mă uitam la hotel, la televizor și era filmul ăla cu Spartanii, 300, l-ați văzut și voi, bănesc. Și e faza aia antologică când vine solul la Leonida să-i ceară tribut, pământ, femei, ce aveau nevoie. Ăla-i dă un picior în piept și spune, this is Sparta! Ei, maghiara, aș e Sparta. Ăla cădea în groapă râzând, era... Limbă de fătălăi. Și să știți că de multe ori la stand-up oamenii vin și cu povești inventate. Să nu credeți că totul e adevărat. Vă povestesc chestii exagerate, că o mare, că o mică, că nu au deloc. Să nu-i credeți. Însă povestea asta care vreau să încheie e 100% adevărată și s-a întâmplat recent în orașul Suceava. Ați auzit de Suceava? E partea aia Moldovei unde sunt hipsteri, aia care noi nu suntem moldoveni. Nu, la noi e Bucovina. Taci dracu din gură. Aveam spectacol în Suceava, am vorbit cu patronul de la restaurant și mi-a zis, băieți, v-am cazat la un hotel pensiune. E hotel? Sau e pensiune? Că e ceva între. Sper să nu fie parcarea între hotel și pensiune. Car să știu să luăm sacul de dormit la noi. Și am ajuns la acest hotel pensiune, ne panicasem degeaba, că arăta foarte decent. Singura problemă că la restaurantul de la parter era un botez. Populară, manele la maxim. Se pare că altfel intră copilul în viață pe muzică frumoasă. Dar nu puteam să zic eu botez oamenilor. Pe mine mă deranja un pic muzica asta, pentru că eu nu mă văzusem cu iubita mea de vreo 7 zile de plecat prin turneu cu băieții și când nu-ți vezi soția după 7 zile, care e primul tău gând când o vezi în fața ochilor? Acolo un bărbat curajos în spate. Ce ați răspuns? Ca și pe tine. Dar știu că te ține din scurt, a? Ajunge acasă, aoleo, iubire, m-am scăpat iar. Iartă-mă, dar și tu arăți așa, mă sperii. Este răspunsul clasic. Nu ți-ai văzut soția după 7 zile? Primul tău gând este să faceți? Sex, bravo, un bărbat acolo. Dragoste în spate. S-a șoptit femeia, zi dragoste că te omor aici. Zi dragoste că te bade față cu lumea. Pentru că bărbații, ești primul care a spus asta. Majoritatea spun sex, cam 80%. Din când în când e câte un ghiolban prin spate, că și abia după femeile din sală se activează și fac nu. Vrei să faci dragoste cu ea. Și nu râdeți porcilor ce sunteți, dragi bărbați, pentru că e adevărat, știm cu toții că există o mare diferență între face sex și a face dragoste. Corect, fetelor? Care, doamnă, că eu n-am aflat până la vârstă. Dacă îmi spuneți o diferență, eu plec mulțumit în seara asta de la spectacol. Vă rog din suflet. Una singură. Una. Mai sunt, uitați cum se uită curioși. Îți bărbați cu carnețelul. Ia o loc, aflu în seara asta. O singură diferență. Iubirea? Aaa, ce frumos. Am înțeles, doamne. Să înțeleg că nu stați cu el pentru față, nu e... Și cum măsurați iubirea? Ce aveți? Un iubirometru? Îl băgați în cur, mă iubește, nu? E un concept abstract, nu poate fi măsurat. Trebuie să fie lucruri, să știi acolo. Când e sex, când e dragoste, după ce îți dai seama? Vedeți că nu știți? Am primit răspunsuri inedite de la lungul timpului. O doamnă a spus că când vine cu o floare e dragoste. Corect, doamnă? Intră în curul gol cu un trandafir lângă. Seara asta facem dragoste. Sex, dragoste, sex. Cel mai drăguț răspuns însă l-am primit de la un băiat de la Constanța. Aveam show într-un pub, era o masă în față, 4 persoane. Masa de 4 persoane, el stătea singur. A zis că are valoare în oraș, să vadă lumea. Plătise omul 4 bilete, dreptul lui. S-a ridicat de la masă așa, avea o helancă neagră cu un lanț de aur scoț afară și a zis, depinde de viteza cu care dai, boss. Ce? Eu m-am blocat 3 secunde. Viteza cu care dai? Așa diferenția aia, doamnă, dragostea și sexul. Viteza cu care dai. Avea și un polițist cu radarul care stătea, ia-ți de mie sex sau e dragoste? La viteza asta nu e nici sex, nu e nici dragoste. Eu vă spuneam, nu cred că e o mare diferență, cred că e mai mult o chestie în capul nostru, mai ales femeile au creat asta. Au fost așa, nu, cu ăsta fac dragoste, cu ăsta fac sex, cu ăștia mă fut.
sertar mai mare. Dar oricum ar fi, eu am o problemă de viață și de moarte. Eu nu pot să fac nici dragoste, nici sex, nici pe manele. Nu pot. Nu râdeți că e oribil, că în multe locuri asta se aude la hotel manele. E și ritmul ăla că te bagă în boală. Că nu știu ce să faci, să-i dai pe la curs sau să-i dai la coaste, știi? Ce fac? Îi dau dedicația. Asta e pentru tine și toate prietenele tale! Și am urcat în cameră trist, că de jos duduiau manelele și eram sigur că nu o să putem face nici sex, nici dragoste, nimic în seara aia. Am încercat, dar la un moment dat din restaurant a intrat o piesă care, fără să vreau eu, fără să-mi dau seama, a făcut ca trupul, organismul meu să se miște de la sine ritmul muzicii. Că deodată de jos s-a auzit. Două fire, două paie. Luați ciuleandra la bătaie. Și încă o dată, măi, băieți! Ups. S-a uitat așa la mine, a ales remixul la scurt în seara asta. Și următoarea piesă din restaurant a continuat perfect atmosfera, că imediat de jos a venit. Și altă dată, și altă dată. Și oameni buni, mă înclin în fața voastră, a spus un public absolut călduros.